La Câmpina a avut loc astăzi inaugurarea hipermarketului Kaufland, acesta fiind unul dintre cele peste 1000 de magazine pe care societatea le are în 7 țări din Europa. Câmpinenii au parte de noi locuri de muncă și se pot bucura de un sortiment variat de produse. Urmează o perioadă cu vânzări maxime, perioada sărbătorilor de iarnă. Eu profit de pe acum și vă urez tuturor un Crăciun fericit alături de cei dragi și, de ce nu, începând de astăzi, alături de Kaufland. Kaufland vă oferă produse proaspete la prețuri reduse și de o calitate superioară. Prezența acestui hipermarket la Câmpina este un beneficiu și pentru administrația locală. Din concurența care se va crea cu celelalte magazine, cetățenii vor avea în primul rând de câștigat. Pe de altă parte, câștigăm prin faptul că aici avem foarte mulți angajați, care sunt în cea mai mare parte din municipiul Câmpina, și dacă ne mai gândim și la taxele și impozitele pe care complexul le plătește la primărie, bineînțeles că este un plus pe care nu putem să neglijăm. Este o idee foarte bună, cred că este cea mai importantă inaugurare din ultima perioadă. Magazinul a primit clienții încă de la ora 12, dar după ce a fost tăiată panglica de către directorul Kaufland Câmpina și primarul localității. La Kaufland nu găsiți numai alimente proaspete, ci și produse din alte domenii, menaj, sticlărie, textile, electrice, papetărie sau jucării. Kaufland Câmpina și așteaptă clienții de luni până sâmbătă între orele 7:30 și 21, iar duminică între 8 și 19.